Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să fac un video cu porumbei și o să vă arăt un porumbil rănit. Deja vedeți, amu este în video. Papugaiu? Papagalu. Deja vedeți și vreau să vă arăt porumbielul ăla. Nu știu ce e cu el, nu poate zbura. Nu poate zbura. Și o să merem și o să vi-l arăt. I-am eliberat pe tot și unul nu putea zbura și l-am pus acolo în clădire unde și stăteau. Deja vedeți. Deja vedeți și am o să merg și o să vă arăt porumbelul. Dragi prieteni, deja poate se vede, vedeți, acesta nu poate zbura. L-am prins ieri și nu poate zbura, este nu știu ce cu el. Apa are, mâncare i-am pus. La vedeți apa, i-am pus-o curată, i-am înschimbat-o, am uia, mai am aintea. Tot curat i-am pus, mâncare i-am pus. Și nu știu ce este cu el. Da, o, ca craz. Dă-l încă un video, asta e bun. Aș ca craz mi l-ai adus pasiva, eh? În video. Ne, vin, te rog, deschid poarta. Te rog, bă. Te rog. Ieși, neam, hai. Hai, so. Hai, so. Nu, că-s cu telefonul. Și s-a deschid, s-a închid video, hai. Eu, să nu gani. Fugă inele, vine măcar și închide. Că nu filmez deodată, mă, ea. Dacă nu cilnerzi, zic, asta-i solioara mea. Deja vedeți, am dat un ciolan. Deja vedeți. Nu mă mușcă, nu nimica. Nu-i rea la mâncare. Numai că ea și se duce. Am fost la râu Siret cu ea. Deja vedeți, este o țiră udă. Trebuie să o cheptăn. Deja vedeți, îi pică părul. Trebuie să o cheptăn, că am fost la Sirete și era udă și nu o putea încheptăna. Mai a crescut o țiră, deja vedeți, este mai mare. Era la mine până la genunchi, amu, este mai mare. Deja vedeți, i-am pus și mâncare. Deja vedeți, este galbenă, i-am pus niște vitamine făcut din piept, așa niște apușoare și am pus să se întărească ciolanele și încă i-am cumpărat un șampun, cum se zice la noi, să-i dau pe corp să nu, pentru fel de bacterii, pentru purici, cum se zice la noi, pentru păduchi, pentru fel de feluri i-am cumpărat și am mers și i-am pălat-o cum și el. Chiar îi pică părul, doar este câine. Năpârlește. Deja vedeți cum roade ciolanul ăla. Și am uitat că să vă spun ceva. Așa o să merem și o să vă arăt. Mi-a fătat pisică. Trei mișor. Deja vedeți, Zaza mănâncă. Este, hai să vă arăt mătișorii. Cei mici, micuți. Oh,
Dragi prieteni, deja vedeți mătușorii. Sunt foarte mici, au 3-4 zile. Și deja vedeți, sunt foarte mătiței. Ne-am dat drumul la mâță să iasă afară. Și încă am cumpărat ceva de pentru Oaza la gât. Așa, pentru ca să o învăț dreșoajele mai bine. Sau pot să-i pun cu ele astea înăuntru sau pot să-i le pun din afară ca o... cum se spune? Să nu o mușce alți câini, că se mușcă de gât. Am luat-o mai tare pentru dresaje. Așa ceva este unul. Și eu pun pe gât. Așa ceva. Și mă ascultă mai bine. Câte o țâră tot o mișc și simțește. Și așa se învață. Mai uite deja, vedeți? Am 3 mățișori, sunt mici. Și am o să... merg și o să vă arăt de care șampun i-am luat Oaza. Și haideți să mirim. Deja vedeți și... mâsii ăsta rejoacă. 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 Și haideți să vă arăt. Asta este mâța care a căcat. Tă la soare, ci rândată o să margă la mățuși, la pisici. Și am o să mai să vă arăt șampunul. Vă vedeți. Papagalul. Și am o să merim. O să mergem să vă arăt șampunul. Dragi prieteni, deja vedeți, este așa niște șampuni. Și încă mai stați. Asta este, o să vedeți la iarnă ce frumos o să arete. O să o pun la sanie. Să-i pun aia pe dânsa, aici, prin borta asta se bagă la cap. Și asta o pun așa pe spate și la pânce se închide. Cu asta se închide. Vedeți? Asta. Așa cu mare poliția. Acolo, cum au poliția la câini. Aici poți să ții cu mâna, așa. Ce poți să pui curielușa. Totul este. Și încă ce am? Am aici pentru... Am vrut să iau pentru rând la genunchi lui Oaza. Și omul ce la mi-a minciunit este pentru păduc, pentru purici, pentru fel de feluri, numai că nu este pentru râni. Nu este pentru râni. O spus aici, am citit, scrie aici că pentru râni nu-i voi de dat pe râni. Nu-i voi de dat și eu i-am dat. I-am dat, asta este foarte rău. Asta este pentru... Și asta, așa este un tuburiel, o să-i dau pentru căpușe. Iară, este așa un tub mai mare, mai mult de apușoară de aia și aici o să tai cu fașcu și o să-i dau. Și i-am dat azi de limbrici să n-aibă. Deja vedeți. Așa este un șampun. Este pentru căpușe, pentru fel de feluri de insecte, de astea rele, pentru căpușe, deja poate se vede, dar nu cred că se vede, se vede rău, nu se vede bine. Și, deja vedeți, nu se vede tare bine. Și încă am așa o curelușă, când apăs pe cunopcă se citește, poate se vede. Să merg seara, asta-i, pentru seara. Și atât a fost cu video de astăzi. Pa, pa, ne revedem în curând.